Bună seara, domnilor și domnilor, și bun găsit la ora de știri, vă spune Dan Moșteanu. Așa cum ne-am obișnuit, în fiecare zi de joi, începând cu ora 19, ne întâlnim la Accent TV pentru o oră de știri, o oră importantă, zic eu. Am făcut astăzi un promoțional și nu știu de ce mi-a venit așa în minte să compar ceea ce se întâmpla înainte de 89 în sistemul energetic, atunci când duduia energia în România. Bine, duduia energia pentru că aveam și industrie și sistemul energetic din ziua de azi. Sigur, datele de referință sunt diferite, toate lucrurile sunt diferite de ceea ce era în acel moment față de ceea ce este acum. Așa că ne-am gândit că este bine să avem un specialist în domeniul ăsta, domeniul energetic, să-l avem alături de noi ca să putem să abordăm acest subiect. Este vorba de Andrei Maioreanu, fost secretar de stat în Ministerul Energiei, vicepreședinte PSD Gorj, da? Bună seara, bine ați venit! Bună seara, domnul Dan Moșteanu, vă mulțumesc pentru invitație. Încă o dată apreciez și vă spun cu toată aprecierea că abordați un subiect extrem de important care vizează sistemul energetic național în general și în special, desigur, complexul energetic Oltenia. Vă mulțumesc pentru invitație. Bună seara tuturor celor care ne urmăresc în acest moment. Bun. Înainte de a... evident că nu o să mă pot abține și probabil că vom patina puțin și prin mediul ăsta politic. Sunteți un important în PSD Gorj, dar așa, așa înainte așa să arunc repede, să bag puțin bățul în partidul dumneavoastră, să știți că circulă niște vorbe zilele astea prin oraș, nu știu dacă sunt adevărate, poate îmi puteți dumneavoastră spune. Pe listele de consilieri județene am văzut nume noi, bine, ca și transferurile noi pe care le-ați făcut dumneavoastră ca partid. Da, ce să vă spun? Ce se întâmplă? Adică ce e adevărat? Ce ați auzit? Spre exemplu, domnul Liviu Andrei este pe lista de consilieri județeni, doamna Gabriela Târsu și așa mai departe. Adică proaspăt, cei care au venit sunt proaspeți așa în interiorul partidului. Mă gândesc că lista de așteptare... Au doar câteva zile de când au venit în Partidul Social Democrat. De-a lungul timpului, mesajul Partidului Social Democrat la Gorj este unul foarte clar. Da? Are porțile deschise și, desigur, pentru plecat cei și care, pentru venit, nu? Cei care, sigur, vorbim acum de cei care vin, vorbim și de cei care, nu știu, dacă vor pleca, se speculează foarte mult în zona asta. Deci, și din punctul meu de vedere, este foarte clar că deschidem larg porțile Partidului Social Democrat. Cât despre liste, vreau să vă spun... Da. Circulă niște vorbe prin oraș și am zis să vă întreb este dacă tot v-am categoric, prins. Circulă niște zvonuri și tocmai pentru că sunt aici în emisiunea dumneavoastră și eu și colegii mei de câte ori au ocazia prin mijloacele de comunicare în masă să transmitem foarte clar mesajele noastre și de ce nu informațiile pe care le avem în momentul de față. Așa cum bine știți și dumneavoastră, s-a stabilit o procedură pentru cei care vor să aplice pentru un post de consilier local sau de consilier județean, fie că vorbim de consilier local în comunele, în orașele sau în municipiile județului Gorj, fie că vorbim pentru un loc de consilier județean, desigur în cadrul Consiliului Județean Gorj. Data limită de depunere a documentelor, adică a CV-ului, dar și a unui mic document din care se rezulte reperele importante pe care le văd colegii noștri în ceea ce înseamnă dezvoltarea localității respective, a orașului respectiv sau a municipiului de Motru sau municipiului Târgu Jiu și, desigur, pentru cei care candidează la Consiliul Județean, cam ce repere și ce viziune sau ce segmente importante văd ei că am putea menține și dezvolta în perioada imediat următoare. Am stabilit recent în cadrul unei ședințe online, în cadrul biroului politic județean, ca să amânăm pentru încă o săptămână. Au fost colegi din teritoriu, primarii, consilieri care ne-au solicitat acest lucru și mi s-a părut cât se poate de corectă solicitarea lor, în condițiile în care, pe lângă aceste documente, ei mai au de depus și niște liste cu susținători. Și mi se pare un lucru foarte clar. Deci, să înțeleg, eu am să știți că am aflat informația asta în această după-amiază. Cred că ați mai discutat în această după-amiază. În această după-amiază am aflat informația. Eu cred că s-a mai discutat în conferințele noastre de presă, care au început deja odată cu prezentarea candidaților pentru primării. Bine, și...
Da, eu am întrebat concret, așa e vorba despre cele două transferuri. Dacă aveți vreo idee, sau probabil vor urma aceeași procedură pe care... Acum, legat de locurile care... eligibile, vreau să vă spun un lucru cât se poate de clar. Am 18 ani în Partidul Social Democrat, am ajuns consilier local în 2016 de pe locul 16 și o să vă spun de ce vă dau aceste date. Da. În 2008 de pe locul 22, în 2016 de pe locul 26, deci în ciuda... rezultatele foarte bune pe care le-am avut, toate culminând, fără lipsă de modestie, cu câștigarea alegerilor în Cărbunești, unde nimeni nu ne dădea nicio șansă și cu o echipă pe care am construit-o de-a lungul timpului. Așadar, după foarte mulți ani, desigur, am ajuns, da, spune, pe locuri eligibile, dar este important de aici încolo și lucrurile acestea le-am văzut, sau cel puțin din mesajele liderilor de la Gorj, că în primul rând este foarte importantă implicarea politică și vorbim de colegi care de-a lungul timpului, coordonând foarte multe localități, au avut rezultate foarte, foarte bune și nu putem să dăm la o parte sub nicio formă rezultatele colegilor noștri care au muncit mulți ani pentru Partidul Social Democrat, pentru colegii noștri 2016 a fost un an cu rezultate extraordinar de bune, bune, atât la alegerile locale, cât și la alegerile generale, corect. Chiar și și la alegerile parlamentare, Gorjul a fost un rezultat foarte bun, da? La alegerile prezidențiale un scor foarte bun. Iată rezultat care a făcut Calea Centrului să se ia decizia ca din conducerea colectivă să facă parte și președintele organizației de la Gorj. Corect. Ori meritul acesta este meritul echipei Partidului Social Democrat de la Gorj, cu oameni, cu colegi care au muncit foarte mult, atât pentru Consiliul Județean, atât pentru consilier local, pentru primărie și așa mai departe. Deci acesta ar fi un aspect, implicarea politică, și domnul Dan Moșteanu, desigur, al doilea aspect, de luat desigur ca și criteriu, este legat de ce înseamnă pregătirea profesională, cariera profesională, fie că vorbim... Contează? De, este important. Este important pentru că, eu vă spun, în primul rând, cel care vrea să intre în politică, și mă refer în special la cei tineri, eu le recomand și le sugerez din tot sufletul. Fica mea are 30 de ani și am spus, mulțumesc, i-am spus mereu aceleași lucruri, mă bucur că n-a intrat în politică, deși mă susține necondiționat. Le-am spus că este important mai întâi de toate o carieră profesională. Corect. Și desigur cariera politică să devină așa o chestiune complementară. Desigur, dacă le faci cu multă pasiune pe amândouă și într-adevăr, cel puțin în a doua, în ceea ce privește implicarea politică, ești în slujba cetățeanului și vă rog să mă credeți că în ceea ce mă privește nu e un slogan, nu este și mă știți foarte bine. Nu este un șablon, atunci desigur vei avea și rezultate. Pentru mine satisfacțiile au fost enorme. Deci mă aștept și eu știu cum stau lucrurile și la Consiliul Local, știu și în zona în care coordonez activitatea Motru, Stoina și Logrești, știu și la Consiliul Județean că vom avea desigur colegi din Partidul Social Democrat care au muncit de-a lungul timpului și care și au rezultate, care și-au depus, desigur, deja documentația pentru a candida la Consiliul Județean sau Consiliul Local. Și deci încolo, desigur, vor mai urma discuții. Ce pot să vă spun, foarte important, știți că sunt un om nu neapărat lipsit de modestie, dar căruia îi place să spună lucrurilor pe nume, pentru că atunci când faci lucruri bune, e și bine să vorbești despre ele. În cadrul Partidului Social Democrat funcționează, cred că în jur de 28 sau 32, îmi cer scuze, de departamente. Unul dintre ele este Departamentul pentru Energie. Vreau să vă spun că Departamentul Energie de la Gorj este catalogat ca fiind cel mai activ și cel mai bun din țară, și asta nu pentru că o spun eu, și pentru că inclusiv în discuțiile la nivelul Departamentului de Energie de la București, condus de domnul Iancu, din conducerea căruia fac și eu parte, este clar că prin activitatea noastră, prin propunerile, soluțiile și demersurile pe care le-am făcut de-a lungul timpului, întâlnirile, variantele de lucru, Departamentul de Energie este unul cunoscut și recunoscut, atât în Gorj cât și în țară, și din acest punct de vedere Departamentul de Energie a propus doi colegi
Da? Da, au propus doi colegi pentru a ocupa locuri eligibile pentru, pe lista de consilieri județeni. Eu nu candidez. Am spus foarte clar că nu candidez. Nu să foarte mult asupra domeniului politic. Este important, da, într-adevăr, categoric. Dar cred că mai important este sistemul energetic. Totuși, nu mă pot depărta de el este fără să nu vă întreb. Dar fără o decizie politică coerentă. Corect. Ce vrea Andrei Maioreanu din politică? Ce vrea Andrei Maioreanu în perioada următoare? Vin alegerile. Andrei Maioreanu cred că a spus... Bine, că... Andrei Maioreanu a spus de multe ori ce vrea. Andrei Maioreanu încă de la început a spus în politică și mă uit în ochii dumneavoastră și mă uit în ochii celor care ne urmăresc. Andrei Maioreanu și-a dorit, își dorește și pe viitor să fie în slujba cetățeanului. Pentru că sunt sătul de oameni politici care doar promit nu onorează nici măcar... un sfert din promisiunile pe care le fac în campanie. Domnul Andrei Maioreanu, din postura de secretar de stat... Obiectiv am în politică, desigur. Asta vă întreb. Din postura de secretar de stat v-ați bătut și o să punctăm puțin ceea ce s-a întâmplat în perioada în care ați fost secretar de stat. Bun. Țintiți către o poziție de parlamentar? Deci este adică normal? Este în obiectivul dumneavoastră obiectivul apropiat, să zicem. Da, apropiat... Adică acum. Este pentru că alegerile parlamentare urmează. Da. Da, obiectivele mi-am propus atât în cariera profesională și mulțumesc lui Dumnezeu că mi le-am atins, parcurcând etapă cu etapă de la inginer debutant. Asta e foarte important. La secretar de stat și le spun că sunt care că este foarte, foarte important să capeți o anumită experiență. Corect. Pentru că tu vei fi foarte stăpân pe tine, vei ști la momentul în care tu vei fi decident ce decizii care să iei treptele, documentele pe care le semezi, care s-ar putea să se întoarcă ca un bumerang împotriva ta. Așa cum mi-am propus în politică obiective, desigur în cariera profesională, mi-am propus și în politică, ușor-ușor mi l-am atins oarecum. Desigur, obiectivul următor este acela, am spus-o foarte clar, nu vreau să discutăm foarte mult pentru că avem o etapă extrem de importantă alegeri locale. Obiectivul meu în perioada următoare este desigur acela, l-am anunțat, am discutat încă din luna februarie cu colegii mei din conducerea Partidului Social Democrat, dar și cu colegii mei din județul Goș, pentru că este foarte important să te susțină primarii, consilierii și să ai o relație bună la București. Da, este un obiectiv acela de a candida la alegerile parlamentare pe un loc desigur, pe un loc care să mă duc în Parlament în așa fel încât să-mi continui activitatea pe care iată am început-o de acum pe inițiative legislative fără a fi în Parlament. Fără a fi parlamentar, da. Da. Bun. Și mă bucur că facem treaba bună, desigur, cu sprijinul necondiționat al colegilor mei, Weber și senatorul Florin Cârciumaru și Scarlat Iriza. Și toți ceilalți mai colegi, în politica cu... Când doriți dumneavoastră, discutăm subiectele așa cum le doriți. Înainte de anul 1989, ne aducem aminte că sistemul energetic duduia. Duduia pentru că aveam industrie, nu? Aveam producție. Da. Aveam și consum. Da. Ne ducem în 2020. Ce se întâmplă cu sistemul energetic? Ce s-a întâmplat, domnul Maioreanu, în cei 30 de ani? Da? 30 de ani, atât au trecut. De-am ajuns cu sistemul energetic... Consumăm foarte puțin, nu mai știu cât, 6.000, 7.000. Am urcat... Astăzi am citit o știre, da, că s-au pornit aerele condiționate. Desigur, în fine, cert este că a crescut consumul la 8.000 de megawatți. Ce se întâmplă? Ce s-a întâmplat atunci de a fost bine și de a aveam toate lucrurile astea? Ce se întâmplă acum? În primul rând, discutăm după 1990 de un sistem energetic național care a funcționat haotic, fără o direcție foarte clară, fără o strategie de dezvoltare și, cel mai important, domnul Dan Moșteanu, fără investiții în infrastructura energetică. Asta pentru că de important. 30 de ani ați observat și dumneavoastră foarte clar și de câte ori ați avut ocazia, ați punctat foarte bine despre acest lucru nu tocmai bun pentru România, pentru sistemul energetic național și spun nu tocmai bun pentru că România, domnul Dan Moșteanu, știți și dumneavoastră foarte bine, știu și cei care ne urmăresc, se bucură de un mix energetic echilibrat în sensul că România beneficiază de importante resurse energetice primare. Beneficiază de resursele energetice. Beneficiază de resurse energetice primare, cum este lignitul, cum este gazul, cum este petrolul. Da? Avem un potențial hidroenergetic extraordinar și de ce nu avem și zone, și o să vedeți ce propunere interesantă am făcut în strategia energetică, avem și zone unde putem dezvolta o infrastructură pentru energia regenerabilă.
Și atunci, în condițiile în care, iată, așa cum bine punctați și dumneavoastră, și vă rog să îmi dați și voi să prezint o situație foarte clară. În 30 de ani, era chiar interesantă, în 18.1.2019 făceam o radiografie a infrastructurii energetice, cum ratez proiecte de aproape 7 miliarde de euro. Asta, din păcate, a făcut România, ultimul fiind din 7 miliarde de euro. Ce proiecte s-au realizat în ultimii 30 de ani? Sunt documente oficiale, oricând de lumea le poate verifica. Eu am plecat și de la acest lucru atunci când am acceptat să coordonez grupul de lucru pentru strategia energetică. Și discutăm în primul rând de unitatea 1 de la Cernavodă, care a fost dată în funcțiune în 1996. Vorbim de o putere instalată de 700 de megawați. Dar, domnul Dan Moșteanu, să nu uităm un lucru. Această unitate era în proporție de peste 50% realizată în anul 1989. Mergem mai departe cu unitatea 2 de la Cernavodă, care a fost pusă în funcțiune în 2007, statul român, 700 de megawați. Aici aș vrea să fac o paranteză. Pe perioada PDL-ului la guvernare, și nu spun întâmplător același lucru, că într-un fel PNL-ul actual este fostul PDL. Uitați-vă că, iertați-mă expresia, colcă de pedeliști. A fost o asociație foarte importantă din companii foarte mari. Iberdrola, companie din Spania, RWA-ul, companie din Germania, și încă alte două companii care deveniseră acționari cu statul român, în așa fel încât să ducă proiectul reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă. Atunci, în perioada aceea, nu știu dacă a fost adevărat sau nu, dar din sursele pe care le-am avut la momentul respectiv, se punea problema ca la ordinul președintelui Traian Băsescu cu pedeliștii, tehnologia Candu să fie schimbată, pentru că însemna să vină apa grea, care vedeți ce se întâmplă și cu acest combinat, să elimine și zona aici, aceea. Domnul Dan Moșteanu, sunt lucruri. S-a ales praful, din păcate, la unison, au ieșit și s-au retras. O să vă spun ce s-a întâmplat și cu reactoarele 34, am văzut că l-au preluat, este în strategia energetică, dar să trec mai departe și discutăm de boom-ul care a avut loc în energia regenerabilă în perioada 2009-2015, pentru că atunci discutăm de o schemă de sprijin pentru energia regenerabilă extrem de generoasă, cea mai generoasă schemă din lume, de sprijin. 4500 de megawatt și, desigur, centrala de la Brazi, care a fost pusă în funcțiune în 2012, de 860 de megawatt. Domnul Dan Moșteanu, total în 30 de ani, amărâți, îmi pare rău, o spun cu tristețe, cu amărăciune, 6760 de megawatt în 30 de ani. În condițiile, și acum foarte interesant, în momentul în care ne-am ocupat și eu în calitate de coordonator al grupului de lucru pentru strategia energetică, dar și al grupului de lucru pentru Planul Național Integrat Energie Schimbări Climatice, am făcut clar o analiză pe a sistemului energetic național din punct de vedere al puterii instalate. Da. Înainte de a intra foarte important, ne întrebam și mă întrebați ce s-a întâmplat în 30 de ani, cum mai stă România din punct de vedere al puterii instalate, pe ce ne putem baza în perioadele de stres. Dar era foarte important să știi de la sigur, ce pleci. Categoric. Și atunci, cu această ocazie, desigur, m-am uitat și am văzut cam care a fost evoluția capacităților instalate de producția de energie în statele europene și mă uitam, nemții, de exemplu, în 2017 la o putere instalată de 203.931. Atenție, foarte important. Atenție, oameni buni, dragi mineri și energeticieni, din care 30% putere instalată pe cărbune. 30%, gândiți-vă, din această, da. Este foarte adevărat, din cauza unor probleme de ordin tehnic, operațional și mai departe, în 2018 și-au redus, dar au făcut acest lucru. Și-au redus, au eliminat efectiv, au retras grupurile energetice care nu mai erau funcționale din punct de vedere tehnic, din punct de vedere al nerespectării condiționalității. Dar ce funcționa. Și au rămas la 132.530 de megawați. Haideți să vă dau un exemplu și să ne ducem, de exemplu, în Franța. În 2017 discutam de o putere instalată de 123.443. Da. Să știți că Franța a fost o putere din punct de vedere al energiei produse pe cărbune. Da. Eu mi-aduc aminte că cel mai mare bazin carbonifel, Lilu, a fost închis din motive tot la fel cum vor colegii noștri de la PNL să facă cu bazinele Rovinar și Modru. Au venit, iată, în 2018 cu o putere instalată de 112.937.
Apropo, domnul Dan Moșteanu, în Franța, la Cordemie, există două grupuri de 300 de megawatts fiecare, adică 600 megawatts, care ar fi trebuit să fie scoase din funcțiune în 2022. Odată cu apariția acestui pact ecologic, da, care a fost aprobat printr-o rezoluție a Parlamentului European în ianuarie 2020, Franța și-a anunțat prin documentul care se numește Strategie Energetică amânarea încetării activității acestor până în 2028 două capacități de 600 MW pe cărbune. Vă mai dau un exemplu. Polonia, 40.000-29.000 putere instalată, și o să mă opresc aici, deși sunt foarte, sunt foarte interesante, multe, aceste, da, date. Și interesante. În 2018, 31.054 de megawatts, 80% din energia produsă în Polonia este energie pe cărbune. Și atunci, în condițiile în care, repet, și sunt nevoit să fac acest lucru, în condițiile în care a apărut pactul ecologic, a fost aprobat prin rezoluție în decembrie 2020, Uniunea Europeană a spus foarte clar în această rezoluție că își dorește ca Uniunea Europeană să devină o economie neutră, da, din punct de vedere al emisiilor de CO2 în 2030, respectiv 2050. Polonia, cu ce credeți, domnul Dan Moșteanu? Cu strategia energetică în geantă, cu, da, ministrul energiei și cu secretarul de stat, îi știu foarte bine, am avut câteva întâlniri, inclusiv întâlniri bilaterale, s-au dus și au negociat cu documentele pe față, pe masă, politicos, elegant, cu date, cu argumente, România cu strategie, da? Și atunci Polonia nu a accesat la acest pact ecologic în sensul anilor pe care Uniunea Europeană... I-a propus Uniunea Europeană. Sigur că da. Și atunci, nu, România, din păcate, nu s-a dus cu nimic. S-a dus doar eventual așa cu foarte multă... cum să vă spun eu? Nici nu știu cum să cataloghez, din moment ce premierul Orban, fără măcar să poartă o negociere sau să se intereseze cât de cât de soarta sistemului energetic național sau de soarta complexului energetic Oltenia, da, prima lui declarație, dacă vă aduceți aminte, acum o lună și jumătate, vom închide 40% din capacitățile. A revenit cu o declarație. Iar ulterior... Este, o declarație, o înregistrare din troședința, da, de guvern. Este o piesă de teatru ieftină. Este o piesă de teatru ieftină și o să demontez să vedeți de ce spun acest lucru. Și a venit după aceea cu acea declarație. Sigur, avem pactul ecologic, trebuie să renunțăm la energia pe cărbune, iar ministrul economiei, unde avem și partea, da, de energie integrată, nici măcar n-a avut verticalitatea să vină și să spună foarte clar, domnul prim-ministru, nu este situația chiar așa, acestea sunt etapele, mă rog, dacă au ceva, pentru că n-au niciun document. Eu am avut tăria să discut foarte corect și cu premierul Grindanu, și cu premierul Tudose, și cu premierul Dăncilă, chiar la noi la Târgu Jiu, da, atunci când a fost vorba de strategie și a fost în vizită la termocentrala de la Revinac. Și atunci, revenind la noi în țară, avem desigur la fel rapoarte despre care noi am discutat și analiză. Am solicitat foarte clar și am făcut această analiză. Aici discutăm foarte pe scurt. Haideți să luăm o scurtă pauză, da, de publicitate și după aceea intrăm aici. Știți ce mai e interesant, domnul Andrei Maioreanu? M-am uitat zilele acestea. Știți că a fost o viitură pe Jiu. De-abia aștept să discutăm despre această situație. Cum de-abia așteptați? De-abia aștept, pentru că... Domnul Maioreanu, toți politicienii acum sunt... Știți cum au luat subiectul așa din zbor? Și mi-aduc aminte emisiunile pe care, da, le-am mai făcut cu dumneavoastră, că urlați, efectiv urlați pe aici cu... În sensul ca să mă fac auzit. Să vă audă lumea. Da. Da. Vorbim și cine trebuie. Corect, aveți dreptate. Vorbim și despre lucrul ăsta imediat după pauza de publicitate cu invitatul meu din această seară, domnul Andrei Maioreanu, fost secretar de stat în Ministerul Energiei și vicepreședinte PSD Gorj.
să te ajut în grădină. Uite, mi-am luat sculele și tractorașul pe care le-am primit cadou de ziua mea. Pot, tati? Bineînțeles, tată. Suntem de două ori mai puternici dacă lucrăm împreună. Ești de două ori mai puternic cu Eurosport. Aici găsești motosape și motocultoare performante și ușor de manevrat. Campania de primăvară vine cu prețuri speciale la modelele Ruris, Rotact, Omac, Longines, ProGarden, Honda, Hyundai, Viking, BCS, plus gama completă de accesorii, consultanță tehnică, servis în garanție și post-garanție. Pentru oferta completă, planuri pentru vânzări în rate și condițiile de transport la domiciliu, vino acum în magazinele Eurosport, în Târgu Jiu, strada Victoriei, bloc A, parter, complex Eurosport, calea București numărul 9, dar și în magazinele Eurosport din Târgu Cărbunești, Motru și Novaci, Drobeta, Turnu Severin, Strehaia și Baia de Aramă. Accent în Gorj. Accent în Gorj. Scriem săptămânal despre evenimentele importante din județul tău. Accent în Gorj. Social, cultură, monden, politic, publicitate și sport. Gorjenii citesc Accent în Gorj. Accent în Gorj, un ziar care te reprezintă. Salon Art. De la tuns la coafat, de zi sau pentru ocazii speciale, vopsit, styling, tratamente cu produse profesionale sau manicură și pedicură cu ojă semipermanentă și gel, la cele mai bune prețuri și cea mai bună calitate. Indiferent ce-ți dorești pentru păr sau unghii, vino la Salon Art din Târgu Jiu, strada Minerilor, bloc 2, scara 7, parter, în spate la poliția locală. Telefon 0765 359 897. Salon Art. Crearea de frumusețe este artă. Centrul de recuperare Kineto Maria, cea mai modernă clinică în domeniul recuperării medicale. Tratează o gamă largă de afecțiuni, reumatologie, neurologie, ortopedie, ginecologie, pediatrie, dermatologie, postoperator, sportive, cu proceduri de ultimă generație, cât și masaj terapeutic și de relaxare. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Locotenent Colonel Dumitru Petrescu, numărul 29, lângă magazinul Profi și la numărul de telefon 0770 115 004. Centrul de recuperare Kineto Maria. Cea mai bună clinică în 2020. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu experiență de peste 7 ani. Știm că pentru noi, femeile, este foarte important modul cum arătăm. Cu ajutorul unei tehnici inovative, fără ac, reinventăm folosirea acidului hialuronic. Creștem volumul buzelor, umplem liniile fine și ridurile profunde, chiar și bărbaților. Lash & Beauty by Adina vine acum cu o noutate revoluționară. Spune adio durerii și urmelor lăsate pe buzele tale. Ne găsești la Janin Beauty Center. Poți urma cursurile noastre de extensii gene și hialuropen, unde vei descoperi tainele acidului hialuronic. Lash & Beauty by Adina, din pasiune pentru frumusețea ta. Am revenit la ora de știri, așa cum spuneam, invitatul meu este domnul Andrei Maioreanu, fost secretar de stat în Ministerul Energiei, vicepreședinte PSD Gorj. Domnul Maioreanu, știți la ce mă gândeam? Mă gândeam când răsfoiați toate lucrurile astea pe aici și lucruri importante de altfel. Este De ce, domnule, PSD-ul Gorj, da, având bazinul ăsta minier foarte important, nu face conferințe de presă cu dumneavoastră prezent acolo? Adică chiar mă gândeam la lucrul ăsta. Da,
Trebuie lângă, nu știu, lângă domnul Pepe, lângă domnul Corvin Popescu, când sunt teme energetice, de ce nu sunteți prezent? Mi-ați ridicat într-un fel mingea la fileu, o să vedeți și mă uit chiar în telefon pe comunicarea pe care o am cu colegul meu Weber. Am transmis recent foarte clar solicitarea de a organiza o conferință de presă în condițiile în care... Adică mi se pare important... Și după evenimentul, întâmplat recent cu viitura de pe râul Jiu și cu lipsa aceasta de sau cu dezinteresul manifestat de guvernul liberal față de strategia energetică în general și în mod special față de complexul energetic Oltenia și cu siguranță în perioada următoare vom avea conferințe de presă cu subiecte importante care desigur din domeniul energetic. Din domeniul energetic și vreau să vă spun un lucru. În Gorj sunt toate aceste puncte importante sunt prinse în strategie și vorbim imediat de complexul energetic strategie. Oltenia, vorbim de amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni Bumbești, cea de cu putere instalată de 65 de megawatts. Nu în ultimul rând, vorbim foarte important și se leagă cu evenimentul total neplăcut care s-a întâmplat cu ocazia acestei viituri, amenajare cu folosințe complexe, amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe Valea Sadului Vădeni. Vreau să vă spun, domnul Dan Moșteanu și colegul meu Mihai Weber, colegul meu Florin Cărciumaru, care veneau aproape săptămânal la Ministerul Energiei, aveau în fiecare zi, în fiecare zi din timpul, în joia săptămânii în care ne întâlneam, aceste puncte cu un raport foarte clar ce, unde eram și ce se întâmpla. Din păcate, ne-am lovit de obtuzitatea, de dezinteresul, ca să nu spun fuga după bani, a unui decident extrem de nociv pentru sistemul energetic național. Dincolo de Anton Anton, despre care nici nu vreau să mai discut că mi-ajunge, chițul. Lucrurile sunt foarte clare, lucruri pe care le-a spus de altfel într-o emisiune, dacă nu mă încerc chiar la dumneavoastră, colegul meu, senator Florin Cărciumaru. Adică nu poți și să n-ai investiții în zona hidroenergetică și în general infrastructura energetică, să fugi efectiv doar după a-ți planta oameni în consilii de supraveghere, în directorate, consilii de administrație și așa mai departe, pe sume colosale, colosale. Mă deranjează și poziția unui coleg care a lucrat cu mine și a făcut parte din grupul de lucru și este în continuare acolo secretar de stat și nu mai spune absolut nimic. Dom'le, ăstea nu sunt oameni care doar pentru binele lor încerci să te atașezi și să mai... Știți de ce v-am întrebat acest lucru? Mie mi s-a părut foarte important după viitura de pe Jiu, v-am spus că subiectul a fost preluat politic, de fiecare organizație politică. Și mi se părea foarte important pentru că subiectul acesta l-ați abordat de foarte multe ori înainte. Propunerea președintelui Weber... Mi s-a părut foarte interesant să apăriți într-o conferință de presă împreună. Corect, și să vorbiți în cunoștință de cauză categoric, acolo. Categoric. Propunerea președintului Weber este ca în fiecare săptămână să organizăm o conferință de presă. Voi fi prezent. Cu două subiecte de la nivel național și desigur cu două sau trei subiecte care vizează de foarte importante zona județului nostru. Haideți să închei puțin cu această problemă. Vă rog. Deci vă spuneam la 24.612 MW putere instalată. Avem din păcate capacități însemnând de o putere instalată de peste 8.000 de megawatts care nu sunt operaționali. Avem, așadar, mai rămân 16.278. Din aceștia, aproximativ 5.000 centrale electrice eoliene și știți foarte bine că, din păcate, acestea intră cu intermitență în sistemul... 5.000 de aproximativ 4.900 intră cu intermitență în sistemul energetic național. Da. Așadar, România se poate baza în momentul de față pe un maxim de aproximativ 10.900, 11.000 de megawatți. Unde și sunt? Tocmai de aceea sunt grupuri energetice care vin de la producătorii de energie, în care statul român prin Ministerul Energiei este acționat majoritar. Vorbim de, în principal de hidroelectrica. Atenție, unde putere sunt? Instalată. Putere instalată. Atenție, putere instalată. Este cu totul altceva. Altceva. Iar acum, revenind la lucrul acesta pe care îl spuneați și dumneavoastră, aveam un document extrem de important aici și sunt convins că așa cum sunt eu obișnuit o să îl găsesc și vreau să vă spun, ia uitați-l.
Apropo de consum și de acoperirea consumului. Da. Dom'le, eu în 2017-2018 m-am ocupat direct din calitatea de secretar de stat de coordonarea comandamentului de iarnă și nu uitați, domnul Dan Moșteanu, că am avut o iarnă extrem foarte de dificilă. Eu în martie am preluat mandatul de secretar de stat. Rapid în luna aprilie am făcut prima convocare cu cei implicați conform hotărârii 690 pentru asigurarea siguranței sistemului energetic național. Da? Și iată, în data de 8.1.2019, în intervenția mea, este document semnat de ministru, în intervenția pe care am avut-o, complexul energetic și așa mai departe, Ministerul Economiei, iată aici, după cum vedeți, putem arăta, am spus așa, este documentul din transcrierea făcută de Transelectrica, pentru că acolo era dispecerat energetic național. A treia problemă semnalată de domnul secretar de stat Andrei Maioreanu este cu privire la necesarul intern de energie, în sensul că în continuare consumul nu se acoperă din surse interne. Mă rog, așa au formulat ei, eu am avut o formulare mult mai aplicată, dar ideea este foarte clară. Nici acum, domnul Dan Moșteanu, din păcate, când, da. Nici acum, adică acum câteva zile mă refer, sau câteva săptămâni, când aveam 4.500-5.000 de megawați consum, da, importam 1.000-1.200, extraordinar de mult, nu ne asiguram cu consumul de energie, cu producția internă. Și asta pentru că, cel puțin în ceea ce privește complexul energetic Oltenia, există legea 123, legea energiei și a gazelor naturale, mai exact articolul 5, unde se spune foarte clar că printr-o hotărâre de guvern se poate asigura accesul garantat al producătorilor de energie din resurse convenționale, așa cum este cazul complexului energetic Oltenia. Adică era foarte simplu, Dan Moșteanu, cum de altfel și în 2013 s-a întâmplat acest lucru, atunci când discutăm tot la fel de consumuri de 4.500-4.700, o notă de fundamentare venită din partea complexului energetic Oltenia, transmisă în Ministerul Economiei, unde este integrată și partea de energie, care să inițieze un proiect de hotărâre de guvern, în așa fel încât, printr-o hotărâre de guvern care se putea face foarte repede, să se asigure intrarea garantată în sistem cu 600 MW în bandă și cu 700 de MW pentru servicii tehnologice de sistem. Eu am documentația aici, vă rog să mă credeți, am discutat cu colegii mei parlamentari, am documentația... Da, este aici. Aici discutăm despre modificarea legii 123 în 2012. Am făcut toată documentația în așa fel încât să ajungem la această variantă, dar este o procedură foarte grea. Am înțeles. Nu poți să schimbi legislația atât de repede, legea 123, și mai ales să faci referire directă la un agent economic. Deci, conform legii 123, articolul 5, și oricând se poate verifica, acest lucru era valabil. În 2013 s-a putut. Și mai este o chestiune. Avem legea 123, îmi scapă acum articolul, iar acolo este foarte clară situația prin care se stabilește prioritatea intrării în rețea a producătorilor de energie din resurse regenerabile. Desigur, prin baza unui ordin al Agenției Naționale de Reglementare în domeniul energiei, pe argumente tehnice și comerciale. Ca să nu mai vorbesc de import, că mai sunt 2-3, adevărat, au mai rămas la 3 pe aici care habar n-au despre sistemul energetic național. Da? Și îmi pare rău că spun lucrul acesta. Și mă rog, unul care, mă rog, a fost secretar de stat, dar mă rog, asta este situația. Nu că mă sfiez, dar suntem la emisiune. Corect. Domnul Andrei Maioreanu, da? Deci lucrul acesta tot prin legea 123. 2018. Da. 2018 vă apucați să coordonați grupul de lucru. 2018 a fost, nu? Da. Pentru... 2017 a fost... strategia energetică a României, da? Da, vă rog. Strategia energetică 2018-2030 cu perspectiva 2050. 2018. Vă apucați de lucru. Dar haideți să vă spun. Înainte de a accepta acest lucru, a fost o întâlnire primată cu ministrul Toma Petcu, care acum a trecut la PNL. Da. Și eu am spus foarte clar. Vreau, înainte de a discuta despre acest lucru, vreau să purtăm o discuție foarte clară despre cum vedem noi la Ministerul Energiei și vă prezint un material în acest sens. Deci erau toți secretarii de stat. Vișan, să confirm lucrul acesta,
Pentru că știi foarte bine că ai fost acolo colegul nostru secretar de stat de la Hunedoara. Toți directorii de direcții, inclusiv direcția politică energetice, unde avem acolo pe Elena Popescu, care dacă ar putea ar rade de pe fața pământului, nu știu de ce. Cărbunele. Adică eu știu de ce, pentru că discutăm de București, de energie regenerabilă, de consultanți pe sume mari. Zona asta gri va ieși la nivel odată și odată. Da? Și asta e miza până la urmă. Și asta, din păcate, miza nu este un sistem energetic național care să îți asigure independența energetică, iar independența energetică ca un factor de stabilitate să facă din România un furnizor de securitate regională în regiune, dar și în Europa. Și o să vedeți de ce vă spun în Europa și în regiune separat. Și atunci ne-am propus o variantă de reorganizare a producătorilor de energie, prin care susțineam, și am documente în acest sens, domnul Dan Moșteanu, prin care susțineam reorganizarea producătorilor de energie în sensul de a efectua acest mix energetic la producător. Corect. Adică, așa cum este Iberdrola, acum o mare companie din Spania, așa cum este RWE, acum o mare companie din Germania, și Vattenfall-ul și multe altele, unde au structură pe cărbune, unde au structură pe zona hidroenergetică, desigur, în funcție de resursele energetice de care dispune statul respectiv. Și răspunsul a fost tăios. Și pe mine m-a deranjat enorm și lucrul ăla i-am spus și atunci și nu în mandatul meu. Același lucru s-a întâmplat și cu Anton Anton. Asta a spus Toma Petru. Da. Nu în mandatul meu. Am asta înțeles. A fost. Da? Am înțeles. Iar Anton Anton a preluat acest lucru. Nu în mandatul meu. Nu în mandatul meu, că nu discutăm despre asta. Dar totuși v-ați apucat de Eu m-am apucat, să știți că un rol important în acceptarea acestei, și nu o spun din lipsă de modestie, am simțit că intru într-o situație extrem de dificilă, pentru că devenise un subiect fără substanță. Ah, strategie energetică. Faceți numai strategii. Nu faceți nimic. Cum să vă spun? Lumea era scârbită de-a dreptul despre, acest lucru. Pentru că n-a fost o aplicare. Și să știți că foarte, foarte mult... Da, n-a fost. Și mai mult decât atât, nu s-a concretizat nimic. Nimic. Eu am mai spus, în 2007 s-a mai făcut o strategie energetică. Corect, corect. A fost o hotărâre de guvern care, conform legii 123, hotărârea de guvern 1060 și nu a fost aprobată cu două articole. Se aprobă strategia energetică, atunci Vosganian era, că era Ministerul Economiei și așa mai... Dom'le, cum n-ai bat tot ăștia? Numai PSD-ul n-au avut, din păcate, ministerul, dar... Mă rog, Ministerul Energiei, de ce nu vine domnul? Este un alt subiect, o să-l discutăm, poate cu altă ocazie. Și punctul 2, se va efectua studiul de evaluare adecvată, iar concluziile studiului de evaluare adecvată, conform hotărârii de guvern 1076 din 2004, se vor integra în strategia energetică. Au luat un aviz de mediu, au făcut niște modificări la strategie, nu s-au mai dus să parcurgă această procedură pe hotărârea de guvern și, desigur, cu strategia modificată, așa cum vor să facă liberalii. Știu eu despre ce este vorba. N-au luat avizul de mediu și acea strategie, neavând avizul de mediu, nu avea posibilitatea să fie pusă în aplicare. Corect. Acum, tocmai de-aia, eu am fost foarte pregătit. Colegii mei au avut un rol important și vorbesc în primul rând colegii mei din cabinet, dar mai ales colegii din Complexul Energetic Oltenia. Și colegii mei din cabinet și directorul de cabinet, pe care îl știți foarte bine, domnul director Scorțariu, și Dragoș Cojocaru, care era pe zona hidroenergie, nu vă spun nimic numele ăsta, poartă Scorțariu, că e de la noi, de la Gorj, și Tudor Artenie, și directorul care se ocupa de partea de distribuție, Romeo Popescu, adică o echipă de profesioniști, și toți veneau și lucrau cu noi. Așadar, am acceptat acest lucru, ne-am apucat de treabă. Inițial am vrut să elaborăm o nouă strategie. Desigur că și acolo am avut parte de o serie întreagă de obstacole. Da. Am pierdut foarte mult. Mi-am luat documentația, am pus clar în operă calendarul ca să dăm drumul la strategie. L-am citit de atunci. Și apropo, domnul Dan Moșteanu, ca să încerc să scurtez din această prezentare, am plecat odată cu căderea guvernului PSD-ALDE, am lăsat strategia energetică la Ministerul Energiei cu consultarea publică, conform procedurii din hotărârea de guvern 1076 din 2004, în ceea ce privește impactul asupra mediului pe planurile naționale din România. Am lăsat-o cu consultarea publică rezolvată, am lăsat-o cu studiul de evaluare adecvat rezolvat, cu raportul de mediul rezolvat, am lăsat-o cu dezbaterea publică, care a avut rost publică a avut câteva zile înainte de a... Exact. Și mulți îmi spuneau, băi, la ce te mai duci? Mă duc pentru că este munca noastră și știu ce mai susțin. De făcut. Da?
da? Și am, mai mult decât atât, am făcut toate demersurile pentru dezbaterea transfrontieră, în sensul că am transmis, deși conform regulamentului privind guvernanța Uniunii Energetice, trebuia să transmitem în limba engleză, l-am transmis vecinilor bulgari, unguri și sârbi. Ei ne-au solicitat să le transmitem în limba lor, ne-am mai luat și acolo ceva timp, le-am transmis, încă mai eram secretar de stat când am primit și recomandările Comisiei Europene că în paralel coordonam Planul Național Integrat Energie Schimbări Climatice. Pentru că conform articolului 25 din regulamentul privind guvernanța Uniunii Energetice, acest NIES, cum ați înțeles dumneavoastră, se elaborează în baza strategiei energetice naționale. Dar de ce altcineva ce înțelege altfel? Vedeți, toată lumea dacă se vorbește de Niculescu, da, dacă spuneți de Niculescu, a spus că nu, România nu are nevoie de strategie. Îmi pare foarte rău. Dumneavoastră nu reprezentați decât interesele Deloitte-ului, consultantului, și a fost ministru. Nu este incredibil. În momentul în care și el și Anton Anton mi-au solicitat să semnez documente care nu aveau legătură cu strategia, am refuzat categoric, categoric acest lucru. Și îmi pare rău, l-am văzut chiar aici la dumneavoastră. Da, la un moment într-o intervenție telefonică. Întrebându-l elegant ce înseamnă strategia și unde este și în ce stadiu se află, și el spunând că strategia este Planul Național Integrat Energie Schimbări Climatice. Să-ți fie rușine, domnul Niculescu. Deci am lăsat-o la acest... Îmi cer scuze, poate nu că am depășit puțin, dar este, a fost ministru. Să ne spună ministrul Niculescu ce a făcut în mandatul de ministru, când decizia e la el, nu la nivelul unui secretar de stat, cum a fost Andrei Maioreanu. Așadar, am lăsat strategia inclusiv la dezbaterea transfrontieră. Colegii noștri de la PNL ar fi trebuit efectiv doar să integreze observațiile și clarificările venite de la bulgari și de la unguri. Sârbii n-au avut absolut nicio problemă și ulterior la 15 zile de la finalizarea acestor completări, autoritatea competentă de mediu, adică Ministerul Mediului, ar fi avut obligația, conform hotărârii de guvern 1076 din 2004, să elibereze avizul de mediu, ulterior să intre în avizare interministerială. Corect. Și așa cum era atunci, la momentul acela, legea 123, care sper să se schimbe și să avem o strategie aprobată prin lege, să fie aprobată prin hotărâre de guvern. Nu se întâmplă nimic. Două declarații au fost legate de strategie. În aprilie, ministrul economiei, nu știu cum îl cheamă, dar mai puțin, deși știu, dar mă rog, a fost vicepreședintele Comisiei pentru Industrie, spunea că în aprilie strategia va fi aprobată, exact. Da, la audierile din Parlament, și mai departe, actualul ministru al transporturilor spunea foarte clar că vrem să fie aprobată strategia energetică prin lege, ca un document girat de un guvern, cum a făcut guvernul PSD-al, de un guvern incompetent și așa mai departe. Nu poate fi un document programatic cu viziune. Poftim, stimați colegi parlamentari, veți avea posibilitatea să aprobăm în Parlament strategia energetică, dar atenție! Da? Așa cum este acum, orice modificare te duce în procedura de guvern, în hotărârea de guvern 1076 din 2004, și dacă au de gând de la capăt să mai piardă iar obiective de investiții pre infrastructura energetică, dar nu vor mai apuca. În ce stadiu este strategia în Parlament acum? Da, este foarte important ce mă întrebați, și la capitolul acesta vă dau câteva răspunsuri foarte clare. În 19-a 5-a, iată, acestea sunt documentele, în 19-a 5-a am depus personal la Comisia pentru Energie, Infrastructură Energetică și Resurse Minerale din Senat, am susținut materialul, adică expunerea de motive și forma pe care am dat-o. Am avut acolo ocazia să discut și să-i răspund unor întrebări și colegului Marin Gheorghe, un profesionist care este președintele Comisiei. A fost foarte repede înregistrată în 26-a 5-a 2020, și iată, în momentul de față puteți găsi pe portalul Senatului B287-2020, veți găsi legea cu adresa de înaintare, expunerea de motive, forma inițiatorului, adresa către Consiliul Legislativ, Consiliul Economic. De ziua mea, domnul Marin Gheorghe m-a sunat să-mi spună la mulți ani, pe 29 iunie, și să mă anunțe că am primit aviz favorabil de la Consiliul Legislativ, foarte important, aviz favorabil de la Consiliul Economic, și așteptăm, conform normelor și legislației în vigoare, până în data de 2 a 7, adică, dacă nu mă înșel, până
Astăzi. Până astăzi, domnul Galbușteanu, punctul de vedere al guvernului. Desigur, care este consultativ. Vom vedea care este punctul de vedere al guvernului. Dacă vor să finalizăm amenajarea hidroenergetică de pe Jiu, 65 de megawatți, dacă vor să finalizăm amenajarea hidroenergetică cu folosințe complexe, Valea Sadului Vădeni, care din 54 pe schema optimizată a venit în 21,7, să aprobe strategia așa cum e, atunci vom vedea. Dacă nu este foarte clar ca o altă interese. Domnul Maioranu, concret, că nici foarte mult timp concret, nu mai avem la dispoziție. Da. Strategia dumneavoastră energetică, ce prevedea? Și acum, aș vrea să mă refer puțin la zona asta noastră, că e foarte importantă, da? Din punct de vedere hidro și din punct de vedere al complexului energetic Oltenia. Da, mă interesează foarte mult cele două. Bun, ce? Aici există un scenariu ce optim. Aveți dumneavoastră în strategie? Aici există un scenariu optim foarte clar unde prezentăm o situație pentru fiecare producător de energie în parte. Știu. Ia uitați, avem aici producția de energie și am considerat că pe o creștere prudențială în fiecare an economică de 3%, da. Adică Partidul Social Democrat pe perioada guvernului Partidului Social Democrat, știți foarte bine că am avut cele mai mari creșteri economice, 6, 5,9, adică foarte bună, nu ne-am dus în aceste extreme, iată că a venit o situație în care lucrurile pot să se schimbe din cauza unei crize sanitare prelungită la maxim de incompetența unui guvern liberal și am propus foarte clar aici, pe baza unor date și în primul rând, cea mai importantă dată este resursa energetică de care dispune România, am avut o colaborare foarte bună cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale și au avut doi colegi foarte buni în grupul de lucru pe care eu l-am condus, grup de lucru care a elaborat strategia energetică, complexul, pentru că asta vă interesează, complexul energetic Oltenia, poate să producă, și așa avem un scenariu optim, până în 2038, 11,5 terawatts oră, cu o producție flexibilă de lignit între 16 și 17 milioane de tone, lignit care vin din carierele Roșia, Tismana și Pinoasa și desigur în partea cealaltă în bazinul Motru din cariera Roșiuța. Felicitări colegilor de acolo, este briliantul complexul energetic Oltenia din punct de vedere al costului pe tona, da, pe tona de cărbune și desigur Jilț Nord. Atenție, lucrurile acestea le-am discutat recent cu Dan Burlan pentru că indiferent cum se poziționează de partea cui, eu nu mă poziționez decât de partea sistemului energetic național, a minerilor și energeticienilor. Și dumneavoastră e aceeași poziție. Foarte important, nu, dacă e să ne luăm după politica liberală, îmi pare foarte rău, nu. Mai degrabă am văzut o prezentare a programului de restructurare care duce complexul energetic Oltenia deja l-a dus într-o zonă de închidere rapidă și poate vom face într-o zi o emisiune strict pe complexul energetic Oltenia, programul de restructurare, perspectiva din punct de vedere al pactului ecologic. Este foarte interesant să detaliem și pentru cei care ne urmăresc și desigur pentru toți cei care vor să cunoască realitățile sistemului energetic național. Pentru zona, dar foarte important important, pentru că discutăm de competitivitatea lignitului în condițiile în care nu s-a pus problema reorganizării producătorilor de energie, deși legea energiei ne permite acest lucru. Foarte important, am spus noi, și am făcut în acest sens și spunea colegul Vâlceanu că nu e niciun memorandum, îl arăt oricând, cu mare drag, îi pun la dispoziție și îl aștept cu documentele pe masă, cu o schemă de sprijin legiferată pentru acoperirea unei părți a costurilor cu certificatele de CO2. Deci exista o schemă de sprijin. Categoric și este o chestiune pe care au făcut-o inclusiv colegii noștri polonezi, care apropo acum în condițiile și acestui pact ecologic vor să naționalizeze producătorii de energie pe cărbune, tocmai de a nu se mai considera ajutor de stat sau mă rog, de a nu mai da interpretări Comisiei pe Energie. Mai departe, și lucrul acesta, dacă vă uitați în strategie, este la capitolul 6, evoluția sectorului energetice naționale până în 2030, desigur cu perspectiva 2050. Mai departe, și am notat aici, capitolul 6.2.4, partea de hidroenergie, am prins aici planificarea integrată a valorificării resurselor de apă și reluarea implicării financiare a statului în proiectele hidroenergetice cu folosințe complexe și aici, desigur, discutăm de cele 14 amenajări hidroenergetice cu folosințe complexe din țară, în categoria cărora intră și amenajarea hidroenergetică Valea Sadului Vădeni. Și aici aș vrea să facem poate o emisiune
emisiune să discutăm separată. Deci, de fiecare știți cum, dacă spun foarte repede lucruri, probabil că nu o să înțeleagă mai nimic. Dar vreau să mă mai întreb ceva. Cât despre, mai avem un capitol extrem de important la capitolul investiții și ne ducem la capitolul 6-7, investiții în sectorul energiei, cele mai importante în strategie, domnul Bogdanu, cele mai importante obiective de investiții în sectorul de producere și transport al energiei. Da, discutăm de finalizarea grupurilor 34 de la Cernavodă, dar haideți să discutăm de complexul energetic Oltenia și de ce facem noi la râul Jiu aici. Centralele hidroelectrice pe râul Jiu, da? Da. 90 de megawați, 65 plus 21,7 amenajarea hidroenergetică Valea Sadului Vădeni. Nu le-am lăsat pentru că am găsit și soluție pe schema optimizată. Deci ele sunt prinse în strategia dumneavoastră. Bun, și mai mult decât atât. Da. Grup energetic nou de 200 MW în ciclul combinat la Craiova 2. Da, corect. L-am pus foarte bine și pe ăsta. Un grup energetic de 400 MW pe gaz, discutăm de partea de mintia. Domnul Dan Moșteanu, știți ce se întâmplă cu Chiscani? Chiscani, că și eu am aflat acum de la un coleg de la Brăila. Știți câte grupuri avem acolo? Pe gaz. Două, pe gaz. A funcționat vreodată? Nu. Da? Sunt grupuri nefuncționale? Chiar de ce nu ați văzut? S-a întrebat cine, da. Da, avem se ocupă cineva acolo de grupul de la Chișcani. Este... E domnul Graure, cu această comisie, acolo în exil. Cu această comisie, păi da, noi ne-am gândit și la lucrurile acestea. Domnul Mairanu, vreau să vă mai întreb ceva, mai avem puține minute și mi s-a părut interesant o declarație. Se vorbea la un moment dat de colmatare. Da. Colmatare. Stați puțin, că avem documentele. Și de ce se pronunță cuvântul ăsta la hidro? Nu la hidro. Da, la ce? Haideți că vă explic imediat. Eu l-am spus foarte clar colegilor, mai erau niște indivizi care încercau să braveze, inclusiv de la Serviciul de Gospodărire a Apelor. Mă rog, domne, ce grad de colmatare! ISU este nebunie. Le-am spus foarte clar pe vremea când era încă Ciprian Florescu prefect. Da. Și am spus toate clar. Vă rog foarte mult, organizați o conferință de presă. Hidroelectrica, Serviciul de Gospodărire a Apelor, ISU, dar cu ce? Cu măsurătorile pe masă. Da, da? Corect. Din care se rezulte foarte clar gradul de colmatare. E sigur că, mă rog, nu ți-au părut, a fost... Ciprian Florescu a fost foarte interesant și mi-ar plăcut să vorbim și despre candidatul nostru la primăria municipiului Târgu Jiu. Politica am mai vorbit. Da. Le-am solicitat și în secretar de stat celor de la Hidroelectrica, în coordonarea mea, intrând Hidroelectrica, conducerea dualistă, directorat, Consiliul de Supraveghere, girat de ALDE. N-au făcut nimic pe investiții. O să discutăm și despre acest lucru, da? Și le-am solicitat să efectueze, desigur, cu o companie, cu o firmă de specialitate, măsurătorile topobatimetrice cu aparatură de ultimă generație. Și avem, pentru 2019, acumularea Vădeni, procent de colmatare, 67%. Da. Da, la un NR de pe milioane metri cubi, 1417 milioane metri cubi. Pentru acumularea, cel mai mare grad de colmatare, și nu l-a prezentat nimeni, a fost într-adevăr în 2004 de 80%. Uhu. Da? Pentru acumularea Târgu Jiu. Știți, da. Acumularea la noi aici, da. Aproape, avem procent de colmatare sub 1%. Practic, pentru acumularea Târgu Jiu nu există colmatare. Da, este un document semnat, parafat, este un raport pe care l-am solicitat să-l facă colegii de la Hidroelectrica și am rugat cu colegii de la uzina Târgu Jiu, este un foarte bun inginer aici, Marius Grecu, foarte bun, și cu cei de la ISU, ca să nu mai venim cu povești. Eu sunt sătul, unii consideră că venind cu asemenea declarații, da, vor câștiga nu știu ce capital electoral. Oameni buni, opriți-vă, pentru că nu este cazul să folosim... Mai facem față unei viituri, domnul... Haideți să vă spun un lucru. Foarte... Excelentă întrebarea. Excelentă întrebarea. Deci, pentru amenajarea hidroenergetică Valea Sadului Vădeni, vreau să vă spun și o să discutăm și de câți bani ar mai trebui băgați aici. Nu mai avem timp. Da, imediat. Ia uitați. Să vă spun un lucru. Deci, este o schemă optimizată. Adică inițial asta ar fi costat 2.400.000, acum ar mai fi un rest de executat de aproximativ 190 de milioane de euro. Asta înseamnă că s-a redus
NNR-ul de la 305, la 311, la 287, adică a fost redus totalul acumulării de la 306 milioane metri cubi la 68,2 milioane metri cubi, iar volumul util de la 222 milioane metri cubi la 11,9 milioane metri cubi. Am discutat cu colegii mei, am luat să vedem cam care au fost debitele în cele 14 ore de viitură, am făcut un calcul foarte clar la 270, am luat maximum 270 metri cubi pe secundă. Da? Pe secundă. Foarte bine au comunicat și din timp i-au reușit să turbineze și ușor, ușor să deverseze controlat. Deci toată cantitatea aceasta de apă cu 270 de metri cubi pe secundă pe cele 14 ore de viitură putea fi preluată și atenuată lejer de acest lac de acumulare care, desigur, în schema optimizată a fost redus. N-ar mai fi fost nicio problemă și nici nu mai ajungeam în situația, sigur, acum am scăpat destul de ieftin. Am scăpat bine. Da, să punem în pericol în aval obiective industriale, gospodării, vieți omenești. În polderul de la Rovinari au fost un debit de peste 500 metri cubi pe secundă. Și atunci guvernul liberal, vă rog, trezirea, strategia energetică și haideți să ne apucăm de treabă. Vă mai spun încă un lucru. Vă rog. Prioritățile în 2019 prezentate de Andrei Maioreanu la minister, 16.1.2019, ora 15, da? Le-am spus foarte clar în 2019, pe zona dincolo de strategie, calendar, contractele pentru diferență, foarte important. A fost o hotărâre de guvern, nu știu cum să vi le mai spun, în care au scos producătorii de energie, a fost recent un memorandum, pardon, au scos producătorii de energie pe lignit din contractele pentru diferență. Și am propus și se puteau finaliza 440 de megawatți, din care domnul Dan Moșteanu a prezentat aici amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezen Bumbești, 65 de megawatți. Domnul Anton, poate răspundeți dumneavoastră și cu colegii de la Hidroelectrica de ce ne-ați vrut să dăm drumul la această investiție. Încheiem emisiunea. Pe care guvernul PNL a uitat-o cu dezăvârșire și domnul Bobaru, știți de ce spun lucrul ăsta? Este un primar cu care discut foarte mult și își pusese mari speranțe odată cu demersurile pe care le-am făcut și cu strategia energetică de a finaliza această amenajare. Ia uitați, aici am calculul cu 270 de metri cubi pe secundă. Încheiem emisiunea. Colegii îmi spun, poate ne mai lasă un minut, mai am un mesaj. România își pierde siguranța energetică națională, o să importăm mașini, energie electrică, din păcate în acest vin. Groaznic este că o să stăm să ne uităm după energie electrică, cum ne-am uitat în perioada pandemiei după măști în farmacii. Bineînțeles, prețurile o să explodeze clar pe megawatt, iar românii și Gorjul vor suferi. Este un mesaj interesant. Foarte interesant. Și acum o ultimă întrebare. Tot mi-a spus că politică vă întreb. Ciprian Florescu, candidat la primăria municipiului Târgu Jiu, câștigă? Susținut necondiționat, obiectiv câștigarea primăriei cu echipa municipiului Târgu Jiu. Este echipă în spatele dumnealui sau? Deci ușor, ușor se formează, pentru că e conștient cel care are nevoie, iar eu îl susțin necondiționat, pentru că este un coleg care a făcut față cu brio și atunci când a fost vicepreședinte al Consiliului Județean și atunci când a fost prefect și în scurtul mandat de secretar de stat, eu am avut ocazia să vorbesc cu el pentru că mă ocupam în mod direct. O să vă spun la o altă emisiune, că nu mai avem timp. Corect. Deci toată lumea... Care avea legătură cu ministerul. La căruța intitulată Partidul Primăria Social Municipiului Târgu Jiu, toată lumea este într-o direcție. Nu e un hăis, ceau... Da, sunt convins, pentru că avem toate șansele să recâștigăm primăria municipiului Târgu Jiu cu o echipă care are în structură deja, cam știu și lista de consilieri locali, din mediul universitar, din zona medicală, din zona sportului, din zona învățământului, din zona culturală. Acoperită bine. Da, foarte bine și mai mult decât atât, trei obiective foarte clare venite cu un proiect concret și mai ales cu ce au făcut colegii noștri, Florin Cârciumaru, ca primar, și colegii viceprimari. Și atenție, nu-l uit nici pe Adrian Tudor, care este un coleg care a muncit foarte mult și sper să înțeleagă că viitorul lui este foarte aceea. Deschis. Mulțumesc mult, domnul Andrei Maioreanu. Cam atât, doamnelor și domnilor. Invitatul meu, Andrei Maioreanu, fost secretar de stat în Ministerul Energiei, vicepreședinte PSD Gorj. Îl așteptăm cu informații și avem cu alte ocazii. Mai sunt multe de spus. Cu mare drag. Până joia viitoare, toate bune, să fii sănătoși. La revedere!